Dacă de 20, 30, 40 de ani stai pe banca bisericii și până azi nu știi cum să aperi doctrina creștină, vreau să te întreb. Tu ce ai făcut în banca bisericii? Tu ce ai făcut în bancă 20, 30, 40 de ani? Ai stat pe bancă și ai numărat câte găuri are banca pe lângă tine. Te-ai gândit când trece timpul să plecăm acasă. Ne grăbim să plecăm, să nu se închidă restaurantul fără noi. Tot timpul am găsit ceva de făcut. Dragii mei, iertați-mă îndrăzneala. Dar ne cheamă Domnul la responsabilitate. Vă întreb, 20, 30, 40, 50 de ani de pocăință, botez cu Duhul Sfânt, prorocii câte vrei, ca ei te de prorocii. Ce s de toate acelea? Ce putere ai să evangelizezi? Că nu eu, că alții, că fratele, că sora, eu nu știu cum să vorbesc. Dumnezeu nu te-a chemat să fii teolog. Dumnezeu te-a chemat să fii martor. Lăudați să fie numele Domnului. Dragii mei, la un moment dat, Într-un Consiliu Sfânt în cer, privea Dumnezeu către un popor care se îndepărtase de poruncile lui Dumnezeu. Privea către o situație foarte mizeră a acestui popor care pierduse legătura cu Domnul și care a ajuns să se îndepărteze tot mai tare de chemarea făcută de cel prea înalt. Vis-a -vis de nevoia spirituală a acestui popor, în sfatul acesta divin s-a strigat o întrebare. În Isaia 6, cu versetul 8, ni se spune, Am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? De la înălțime, Dumnezeu privește înspre starea poporului Israel și vede nevoia lui de pocăință. Și Dumnezeu pune această întrebare, cine ar trebui să meargă pentru noi? Cine ar trebui să meargă pentru Dumnezeire, să ducă acest mesaj poporului, ca să înțeleagă chemarea lui Dumnezeu? De-a lungul timpului, mintea noastră s-a făcut un fel de tipologie prin care noi îl vedem pe Dumnezeu ca având nevoie de noi. Desigur, Dumnezeu e Dumnezeu, dar are nevoie de noi și noi îl vedem ca o, ne o altă indispensabilă în mâna lui Dumnezeu. Dacă n-aș fi eu, Păi Dumnezeu n-ar face, că trebuie să fiu eu acolo. Și vreau să vă reamintesc în această seară că Dumnezeu n-are nevoie de noi absolut deloc. Dumnezeu e Dumnezeu, dragii mei, și n-are nevoie de noi. În momentul când lumea mersese tocmai înspre rău, Totul se corupsese, din sfat divin din cer, Dumnezeu a luat o hotărâre divină. Am să șterg de pe fața pământului omul care l-am creat. Afară de o persoane, prin potop, Dumnezeu a nenorocit întreg pământul. Vă întreb, cine l-a ajutat pe Dumnezeu? A avut nevoie Dumnezeu de ajutor? dumnezeu e Dumnezeu, dragii mei! Vă reamintesc, dragii mei, că la un moment dat o familie era într-un context foarte precar, în Sodoma, și aveau nevoie să fie scoși de acolo. Pe cine a trimis Dumnezeu să scoată afară pe Lot și familia lui din Sodoma? Mă gândesc că l-a fi trimis pe Avram rugându-l frumos, du și convinge-l să iasă. Mă gândesc că ar fi trimis acolo un car special cu niște delegați să-l convingă pe Lot. Dumnezeu a trimis doi îngeri din cer. Dumnezeu n are nevoie de noi. Dumnezeu poate să facă tot ce vrea, dragii mei. Era poporul Israel într-o luptă crâncenă cu asirienii. Era speriat Ezechia, care se întâmple cu Sanherib, împăratul care venise împotriva lui. Și Dumnezeu îi spune lui Ezechia, stai liniștit, rezolvi eu problema cu asirienii. Într-o singură noapte, un înger al lui Dumnezeu a omorât 185.000 de mii de lupta, de ostași ai asirienilor. Și în dimineața s-a înherit, se sperie și pleacă înapoi acasă. Vă întreb, are nevoie Dumnezeu de cineva? Are nevoie Dumnezeu de ceva? Dumnezeu e Dumnezeu mărit să-i fie în numele. Și n-are nevoie Dumnezeu de absolut nimic. Faptul că Dumnezeu vrea să conlucreze împreună cu noi... Este un har deosebit, anume, dragii mei, Dumnezeu vrea să ne răsplătească pentru ceea ce tot din mâna Lui vine, că noi nu merităm. Și am să vă dau un exemplu. De multe ori apare această dispută în spațiul economic și mercantil. Cei care sunt angajați privesc la angajatorii lor. The employees look de employers. Ah, de ce ăștia bogații totdeauna pe spatele nostru fac milioane? Bine că eu am o care merg în fabrică și muncesc, eu primesc un salar minim pe economie și ăla merge cu milioane, cu iatru și cu avionul privat prin lume. Îi drept așa ceva? De aici o pornit de fapt comunismul. Păi cum adică pe spatele nostru să facă alții bani? Dar eu vă întreb, dacă nu era o mola de business care să-și asume toate riscurile businessului, să creezi o firmă ca să angajeze oameni, cine te angajat pe tine? Tu ești angajat pentru că stă unul în frunte care a deschis firma și ești angajat pe spatele lui și pe banii care îi face îți dă și ție pentru munca care o faci. Dumnezeu din cer nu are nevoie de noi, dar Dumnezeu a vrut să-și împartă harul, binecuvântarea, bogăția împreună cu noi. Ne-a mântuit prin Domnul Isus Hristos, ne pune în lucrul său și ne răsplătește pentru ceea ce facem. Nu că merităm ceva, ci că Dumnezeu e bun, mări fie numele. Dumnezeu n-ar nevoie de noi, dragii mei. Dar vreau să vă spun că la capitolul lucrare împreună cu Dumnezeu, la strigarea aceasta, cine va merge pentru noi, apare un răspuns. Și Isaia se simte oarecum responsabilizat și încă bucuros de faptul că poate și el să facă ceva pentru Dumnezeu. Și Isaia răspunde: Iată-mă, trimite-mă. Cine va merge pentru noi? Și Isaia spune: Doamne, trimite-mă pe mine. În urma șerfei Domnului Isus Hristos s-a deschis ușa mântuirii pentru oricine crede să vină la El. Ioan 3 cu 16 versetul de aur: Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul Său fiu ca să moară pentru păcătoș, îndrugât pentru oricine crede în El să nu piară ci să aibă viață veșnică. Vă întreb, cine are dreptul să vină la mântuire? Numai românii, numai cei care vin la cultul pentecostal, numai cei care sunt o în nume, numai cei care sunt educați, care au diplomă, numai cei care au bani, oricine crede, bogat, sărac, tânăr, mic, mare, bărbat, femeie, oricine are dreptul să vină la Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos, moriți să fie în numele Domnului. Ca oricine să audă despre Dumnezeu, se pune o întrebare cine le va spune? Cine va ajuta pe oricine să audă despre Dumnezeu? Și Apostolul Pavel, înțelegând această taină, ne exprimă în Romanii, în capitolul 10, exact ce ar trebui noi să înțelegem în această seară. Anume, versetul 14, dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor. E adevărat că cei care sunt afară au nevoie de mântuire. Ei trebuie să creadă ca să ajungă la mântuire. Dar cum să creadă dacă n-au auzit de el? Cum vor auzi dacă nimeni nu le spune despre el? De aceea merge mai departe Pavel. Și după cum, cum, vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, că de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia. Noi ne bucurăm de cei care vin să ne dea un deal mai bun la internet, care ne oferă ce mai bun la insurance. Ne bucurăm de cei care ne aduc vești bune pentru viața pământiană. Dar, dragii mei, cele mai frumoase persoane sunt cele care duc vestea mântuirii pentru cei din jur. Doamne, fă -ne pe noi persoanele acelea. Apostolul Pavel spune, dar nu toți au ascultat de Evanghelie, căci Săia zice, Doamne, cine a crezut provăduirea noastră? Astfel, credința vine în urma auzirii. Era auzirea prin Cuvântul lui Hristos noi suntem chemați să evangelizăm. Și vreau să vă spun că în momentul înălțării Domnului Hristos la cer, a făcut așa numite Marea Trimitere, în care a spus ucenicilor, mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură, faceți ucenici în numele meu și învățați să păstreze tot ce v-am poruncit și ca încurajare pentru noi și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul viacului mărit să fie în numele Domnului. El e cu noi, El ne întărește, El ne ajută. Dar rămâi această întrebare care de peste viacuri străbate până în ziua de azi. Cine va merge pentru noi? Cine va merge să ducă cuvântul mai departe? Este tema acestui mesaj. Cine va merge pentru noi? E bine, dragii mei, am putea da câteva răspunsuri preliminare la această întrebare. Cine va merge pentru noi? Păi, Doamne, vor merge cei care au puterea Duhului Sfânt în ei, aceia care au daruri din partea Duhului Sfânt, prin care Tu faci semne și minuni, prin care Tu lucrezi într-un mod deosebit, prin care dai prorocii, prin care faci vindecări, aceia vor merge. Așa să fie oare? Un răspuns preliminar. Un alt răspuns preliminar ar fi, Doamne, vor merge cei care e chemat în slujbă. Tu ai rânduit ca în biserică să fie păstori, prezbite, diacon, oameni care au o chemare specială, ordinați, pus în slujbă, autorizați de tine, ăia să meargă pe teren că Tu e chemat pentru așa ceva. Doamne, ăia vor merge pentru tine. Întrebarea rămâne, cine va merge pentru noi? Atunci noi vom să spunem, vor merge evangeliști, misionarii, ăia care și-au simțit o chemare profundă în inimă, în în latura aceasta lucrării. Unii sunt cu consilierea, unii sunt cu, cu mângâierea, unii sunt cu dărnicia, unii sunt cu organizarea, dar unii sunt evangeliști. Ăia vor merge pentru tine, Doamne. Rămâne o întrebare, cine va merge pentru noi? Și la această întrebare noi trebuie să răspundem în această seară, pentru că vreau să vă spun că am devenit foarte bun descoperitor de talente. Noi știm să găsim talentele altora. Vă că tu mergi bine la vorbire, ai papagal foarte bun, du-te mă și predică despre Dumnezeu. Vă că tu ești așa de zimbol, îți place cu oamenii, poți să bei cafea, du-te și o cafea cu cineva, zi despre Isus Hristos. Dar noi, 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 noi ne schivăm. Eu nu vorbesc public, eu nu sunt pregătit să răspund la nevoile oamenilor. Eu nu știu să, să, vorbesc în spațiu public. Eu, eu mă pierd în cuvinte. Noi? Nu noi, să meargă el la că ai chemat-o, Doamne, într-un mod aparte. Și întrebarea se pune, noi ce facem atunci pentru Dumnezeu? Ajutați-mă în această seară să completez un verset, că știți foarte bine. Și Duhul și Mireasa zic, vedeți că am auzit două expresii. Am auzit una care scrie în Biblie și una care ați completat dumneavoastră. Și Duhul și Mireasă zic, vino, Doamne Iisuse. Că noi așa știm că scrie în Biblie, dar nu scrie în Biblie așa, dragii mei. Noi așa am înțeles din câteva versete puse împreună și le-am alcătuit în ceea ce vrem noi să scriem în Biblie. Că sigur, vine o Doamne, că dacă vine Domnul, așa am scăpat și de morghici, și de ratele foarte mari de la bancă, și de finanțare, și de guvernul liberal din Canada, și de toate, am scăpat de toate și mergem acasă la Domnul. Nu ne mai plângem nici de mașini, nici de dureri de oase, nici de osteoporoză, nici de... am plecat la Domnul. Vin o Doamne Iisuse! Dar expresia și du și Mireasa zic, implică altceva în versetul acela. Pentru că vreau să vă spun, ca să vină Domnul Iisus Hristos înapoi, va trebui să se întâmple ceva, dragii mei. Și spunea Matei în capitolul 24, în ultima parte introducerii acestei cuvântări din Muntele Olivetic, versetul 14, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci Va veni sfârșitul. Nu va veni sfârșitul până nu se va predica acest cuvânt pretutind, dragii mei. Suntem foarte aproape de momentul acela. Domnul aproape să vină. Dar încă mai este foarte mult de lucru. Vreau să vă întreb, mai cunoașteți oameni nepocăiți pe lângă dumneavoastră? Mai cunoașteți oameni din rude, din familii, din contextul social care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu? Încă este foarte mult de lucru. De altfel știți că noi putem să grăbim venirea zilei Domnului? Ne spune Apostolul Petru tot despre contextul devenirii Domnului Isus Hristos în a doua a sa epistolă, capitolul 3, anume că vor veni mulți ocoritori care vor spune unde-i făgăduința venirii Domnului. Tot se predică că vine Isus, vine Isus, prorocii, predici, tot vine Domnul vremea sfârșitului, dar uite că nu vine Domnul. De ani de zile, de zeci de ani de zile, se tot predică că vine Isus și nu a venit Isus. Și voi spuneți că dacă nu la noapte, anul viitor, dacă nu anul viitor, în doi ani și uite că tot doi ani, doi ani, 2 ani, am îmbătrânit, ne doare spatele, nu a venit Hristos. Unde e făgăduința lui Hristos? Dar știți care este cheia acestui pasaj? Versetul 9 spune astfel, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum credunii, ce are o lungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Dumnezeu încă vrea oameni să vină la mântuire, dragii mei. Dacă Dumnezeu încă n-a venit, încă mai sunt oameni de mântuit și îndelunga lui răbdare încă așteaptă, mărit să fie numele Domnului. Asta înseamnă că al tău copil îi încă în planul lui Dumnezeu de mântuire. Mătușa ta, unchiul mama ta, bunica, Dumnezeu încă vrea să o mântuie, lăudat să fie Domnul dar rămâne o întrebare cine va merge pentru noi atunci că v-am spus că noi putem să grăbim venirea zilei Domnului, că Petru spune și așteptând și grăbim venirea zilei Dumnezeu în care toate se vor topi, toate se vor distruge dar ca să se întâmple aia ne legăm înapoi de Matei 24, trebuie să propovăduim și mă întorc înapoi la versetul care l-am citat greșit noi, și Duhul și Mireasa zic ce dragii mei Că în Apocalipsa 22 cu 17 spune astfel, și Duhul și Mireasa zic, vino. Și cine aude să zică, vino. Și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții. Observați că expresia vino nu seamănă neapărat vino Doamne Iisuse. Unde apare vino Doamne Iisuse? În versetul 20 spune Apostolul Ioan, cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Ioan spune, amin, Vino, Doamne Iisuse. Răspunsul la venirea Domnului, că este aproape, este vino, Doamne. Dar aici, în 17, este un verset cu totul aparte. Și Duhul, Duhul Sfânt și Mireasa, fiind biserica, împreună zic, vino. Și cine aude această strigare, este chemat să zică și el tot vino. Și celui ce este sete să vină și să bea din apa vieții, apa vie, care înseamnă să vină la mântuire. Dragii mei, biserica are un mandat bine definit. Dumnezeu nu ne-a chemat să ne integrăm într-o comunitate religioasă, să construim biserici foarte mari, să facem case frumoase, să mâncăm barbecue în fiecare seară și să ne bucurăm până vine Domnul. Dumnezeu ne-a chemat explicit ca să evangelizăm toată lumea aceasta. Eu mă întreb, mai facem așa ceva? Că rămâne întrebarea: cine va merge pentru noi? Cine se va duce să spune unei lumi căzute în păcat că vine Domnul Hristos? Și noi ne schimbăm. Nu eu să meargă fratele, să meargă sora, prorocul, păstorul, ăia e treaba lor. Dar noi ce facem pentru Dumnezeu? Pentru că Duhul și Biserica împreună conectați fiind, zic, vino! Sunteți chemați să veniți la Dumnezeu. Cel ce aude strigarea se rolează și el în rândul miresei și spune și el, vino! Și cine aude strigarea să vină și să bea din apa vie. Vom reveni asupra acestui aspect de apa vieții un pic mai târziu, țineți-l minte în această seară. Cine va merge pentru noi, dragii mei? Mă întorc înapoi la pasajul citit de la început, fapte capitolul 8. L-am explicat de câteva ori, mă reîntorc în această seară. Gândiți-vă că Dumnezeu trimite pe Duhul Sfânt la Rusali, biserica, dacă vreți, explodează numeric, la primă predică lui Petru se botează 3.000 de oameni, apoi 5.000 de oameni, tot mai mult creștea biserica. Între ei se făceau semni, minuni, lucrări deosebite. Era o părtășie Greu de descris cât de frumoasă era acolo. Era ceva minunat. Și în contextul acestei părtășii, biserica nu evangelizează. Ei vorbeau celor din jur, vedeau oamenii minuni, se alăturau pe lângă ei, dar erau foarte confortabili în locul în care erau așezați. Și ca Dumnezeu să-i pună la treabă, trimite o persecuție pe lângă ei. Când vine o sufle de prigoană, zice Biblia în versetul 1, că toți, Absolut toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile iudeii și ale Samariei. Aviz. Când a zis Domnul Hristos că veți primi o putere, unde zicea că aveau să fie martori? În primul rând în Ierusalim, apoi în toată Iudeia, în Samaria și până la margine vămândului. lor plecă Ierusalim. Era fain acolo, aici se predica frumos, aici era har, se cânta frumos, era fanfare, era, tot era foarte frumos. Era minunat la Ierusalim. Dar pentru că n-au plecat mai departe, Dumnezeu dă un foc și la focul acela fug toți, afară de apostoli. Apostoli rămân acasă la Ierusalim, în schimb ceilalți pleacă mai departe, în toată Iudeea, ajung până la Samaria și vom vedea că ulterior au ajuns chiar și la neamuri. Dumnezeu îi trimite la evangelizare. Dragii mei, cine sunt cei ce au evangelizat? Că spune versetul 4, cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Ascultați-mă foarte bine. Ăștia nu erau apostoli, ca au rămas la Ierusalim. Ăștia nu erau cei care prin mâinile lor înviau morții, se făceau minuni, umbra lor trecea pe zice morți se înviau. Nu erau ăștia clasa aia selectă. Ăștia erau cei 8.000 de convertiți care au primit mărturisirea și s-au dus ca și martori pentru Dumnezeu să evangelizeze pe cei din jur dacă vreți să vedeți că așa este, întoarceți pagina împreună cu mine, în fapte în capitolul 11 cu versetul 19. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigoanei întâmplate cu prilejul lui Ștefan, deci de acolo de Ierusalim, au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul, observați, numai iudeilor. S-au gândit că e numai pentru ăștia noștri, românii pentecostali. Dar văzând că e nevoie și mai departe, versetul două spune, totuși printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiochia, au vorbit și grecilor și le-au provăduit Evanghelia Domnului Isus. Dovadă că s-a crezut această mărturisire a, fapte cu 13 cu versetul 1. În biserica din Antiohia erau niște proroci învățători, Barnama, Simon Niger, Luciu din Cirena. Ăsta a auzit predica de acolo, o crezut, pe lângă el mai fost câțiva și s-a născut o biserică în Antiohia, la o distanță mare de Ierusalim, pentru că niște oameni au predicat pe Iisus Hristos. Cine va merge pentru noi? Noi ne schivăm că nu suntem gata să predicăm, să explicăm că noi nu suntem predicatori. Nu suntem teologi, nu avem argumente. Noi nu știm cum să explicăm Biblia. Și aș vrea să vă spun, dacă de 20, 30, 40 de ani stai pe banca bisericii și până azi nu știi cum să aperi doctrina creștină, vreau să te întreb, tu ce ai făcut în banca bisericii? Că se predică cuvântul lui Dumnezeu, s-au explicat doctrinele de bază, s-a explicat apologetică, s-a explicat cum să răspundem. Tu ce ai făcut în bancă 20, 30, 40 de ani? Ai stat pe bancă și ai numărat câte găuri are banca pe lângă tine. Te-ai gândit când trece timpul să plecăm acasă. Ne grăbim să plecăm, să nu se închidă restaurantul fără noi. Tot timpul am găsit ceva de făcut. Dragii mei, iertați-mă îndrăzneala. Dar ne cheamă Domnul la responsabilitate. În biserică venim ca să fim echipați, să fim pregătiți, să fim educați, să răspundem la provocările de afară. Vă întreb, 20, 30, 40, 50 de ani de pocăință, botez cu Duhul Sfânt, prorocii câte vrei, ca te întrește prorocii, ce s ales de toate acelea? Ce puteri ai să evangelizezi? Că nu eu, că alții, că fratele, că sora, eu nu știu cum să vorbesc. Dumnezeu nu te-a chemat să fii teolog. Dumnezeu te-a chemat să fii martor. Noi suntem martori a invierii Lui. Și ce spunea oamenii ăștia? Mă, ăla Iisus, care voi l-ați omorât, noi l-am văzut viu. Tași mă din gură că nu e adevărat. Eram cu Petru, cu Ioan, cu Iacov, eram împreună și cu Iuda. Și l-am văzut pe Iisus cel înviat. O mâncat un fagure de miere și piește împreună cu noi. mi au arătat mâinile sale, noi l-am văzut. Și pe lângă noi mai sunt încă 500 care l-au văzut împreună cu noi. Voi sunteți nebuni. Bă, vom fi noi câțiva nebuni. Dar toți ăștia sunt nebuni, toți să halucinăm. Iisus e viu, dragii mei. Noi l-am văzut pe Iisus cel înviat. Și vreau să vă spun, noi l-am văzut pe Iisus cel înviat? Dragii mei, suntem în Biserica Pentecostală. Mărturisim că noi credem în botez cu Duhul Sfânt, noi credem în manifestarea Duhului Sfânt, în prorocie, în vindecare, de 20, 30, 40, 50 de ani de când stai pe banca acestei biserici. Vreau să te întreb, l-ai văzut pe Dumnezeu la lucru? Câte mărturii ne-am avut în biserica aceasta că Dumnezeu lucrează, Dumnezeu o vindecat, o botezat cu Duhul Sfânt, confirmând că vorbirea în limbi adevărată, mărit să fie în numele Domnului, lăudat să fie Dumnezeul nostru, Isus e viu, dragii mei. Azi dimineața am vorbit cu El la rugăciune și ne răspunde prin minuni, prin lucrări deosebite. Ăsta e Iisus cel viu înviat din morți, mărit să fie în numele Domnului. Tu ești chemat să fii un martor al învierii. Să mergi la prietenul tău să spui Iisus e viu. De unde mă Iisus e viu? Uite, Iisus e viu că pe mama vindecat o vindecat-o. Ă, asta e șansă. Și vreau să vă spun că noi pocăiți greșim de foarte multe ori. Hai să vă rog cum facem noi. Că vă întreb în această seară, de acești mulți ani de zile de pocăință care avem fiecare dintre noi, câte mărturii putem noi să spunem despre Dumnezeu? Că vreau să vă spun că politică bisericească știm foarte multă. Știm de care a fost păstorul care ne-a supărat, care ne-a greșit, care... știm pe toți aia. Politică politică știm și mai multă. Fotbal, business și toate le știm pe toate celelalte. De pescuit, de... știm toți termenii, dragii mei. Dar eu vreau să vă întreb, când e vorba de minunile lui Dumnezeu, câți dintre noi putem lăuda că avem concret în mână minuni care Dumnezeu le-a făcut pentru noi? Știți unde e problema? Mă doare spatele. Bă, și de o săptămână mă doare, și mă doare, și mă doare. Și când respir, parcă nu mai am mânta eu respirația, vai de mine, și intru în panică, încep să transpir, vai, eu cred că sunt bolnav, am colinichii, cancer, toate ne prin cap în momentul acela. Trimit bilet, fraților, rugați-vă pentru mine să mă vindece Domnul. Se roagă biserica și în seara aia mă lasă durerea. Mă duc așa și ce zic? A, ah, o fost de la sine. Nu a fost nimic. Și trec peste ea ca și cum nu a fost nimic. Sau Dumnezeu face o lucrare vădită pentru mine. Asta e clar, mâna lui Dumnezeu. Și un în loc să o scriu în carnețelul meu de amintiri, unde scriu în data de Dumnezeu, mi-a vorbit prin prorocie, prin vasul cu tare, la ora cu tare, cuvintele cu tare. În data de s-au împlinit exact, eram în camera cu tare când Dumnezeu a împlinit, mărit să fie Domnul. În loc să fac asta, eu în carnețelul meu scriu cine mă a cine m-a supărat, cum la mine, când s-o la mine, toate astea le amintim, dragii mei. Nu vi se pare că suntem chicioși în felul în care ne comportăm cu Dumnezeu? Unde sunt mărturile lui Dumnezeu? Că în spune, în adunarea cea mare, voi lăuda pe Dumnezeu. Dumnezeu e mare, măriți i fie în numele. Iisus Hristos e viu, dragii mei. Iisus nu vine numai la Paști dată pe an. Nu atunci Hristos a înviat. În fiecare zi, Iisus al Neu e viu, măriți i fie numele. Și Iisus ăsta lucrează în biserică. Face minuni în biserică. Își face semne de slavă. Lăudați fie numele lui. Frate pocăit pentecostal, de 30 de ani pocăit 40 cu Duhul Sfânt, vreau să te întreb, care e ultima minune care ai văzut-o cu Domnul? Că ești chemat să fii martor, nu teolog, atât. Să spui că în casa mea Dumnezeu mi-a vindecat copilul, asta s basme. Nu știu de basme, eu nu mai știu că a fost bolnav și acum mai bine că ăsta Iisus care lucrează. Sămânța aceea într-o zi va încolți, dragul meu. Sămânța aceea într-o zi va dovedi că ești copilul lui Dumnezeu. Cine va merge pentru noi? Cine va vorbi pentru noi? Nu noi, la alții. Și aici apare problema De ce ni este frică dragii mei Să mărturisim pe Dumnezeu Și mi-am pus o întrebare ce au cauzat randamentul evangelizării Unor 8.000 de convertiți Care puteau să fie educați și needucați mai mulți dintre ei educați că Pavel spune în Corint, uitați-vă, fraților, între voi, dintre voi nu sunt mulți de neam ales, nu sunt mulți cu bani și cu intelect. Cei mai mulți erau sclavi, erau oameni de cea mai joasă clasă în societate. Mă, și ăștia au evanghelizat o lume întreagă și au crezut în Isus Hristos. Gândiți-vă ce putere de evangelizare a avut că Imperiul Roman s-o temut de ei încât i-o dat la moarte. Au văzut că în cuvintele lor stă putere, s-au temut de ei. Eu mă întreb ce-au avut ăștia 8.000 în mână să fie în stare să convertească aproape o lume întreagă. Hai să se luăm împreună în Cartea Fapte patru lucruri care dau randament în evangelizare. Patru lucruri care sunt accesibile ție și mie, dragul meu. Și dacă nu le avem în această seară, îmi doresc din toată inima să le primim de la Dumnezeu. Spunea la Odicea, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, am de toate și avem. Avem în Canada tot ce vreți. Avem aparate în bucătărie care staie merg și le pune înapoi dacă e nevoie. Avem fel de fel de aparate. Dar știți ce nu mai avem, dragii mei? Nu avem nici putere, nici pocăință și ne-am pierdut esența aceea seva cu Dumnezeu. Îmi doresc în seara aceasta să cumpărăm de la Domnul Har din cer. Doamne, lasă-L peste noi. Ce au avut ăștia 8.000 de oameni? În primul rând, dragii mei, ăștia au avut puterea Duhului Sfânt. Simplu. Voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Fapte 1 cu 8. Dragii mei, Dumnezeu nu te botează cu Duhul Sfânt ca într-o seară la stăruință să te bați cu pumnul în piept că ai vorbit în alte limbi. Na bravo ție! Și acum? Păi frate, am vorbit în limbi. Nu, Duhul Sfânt e în mine. Na fain. Și dacă Duhul Sfânt e în tine, ce s au văzut în jurul tău din ziua când te botezat Domnul cu Duhul Sfânt? Nu m-am măgulit că ai vorbit în alte limbi într-o seară. Mulți pot să vorbească în alte dragii mei, dar efectele, semnele Duhului Sfânt se văd prin lucrarea care o face Duhul Sfânt. Vreau să vă spun, puterea de mărturie, de evangelizare, nu vine de la noi, vine din Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Se rugau în fapte patru apostoli, erau amenințați, au mărturisit pe Hristosul înviat, i-au amenințat și acum venind de acasă, ei se roagă împreună, Doamne, de putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala, și fă apoi prin Duhul Sfânt să se facă semne, lucrări minuni. Și după ce s-au rugat ei, s-a zguduit casa unde erau, tot s-a umplut de Duhul Sfânt și ultima parte cea mai importantă. Vesteau cuvântul cu toată îndrăzneala. N-ai îndrăzneală pentru că nu mai ai plinătate Duhului Sfânt. Nu te măgoli că ai vorbit în limbi. Nu te măgoli că din când în când mai vorbești în limbi. Dragul meu, tu ai nevoie de plinătatea Duhului Sfânt. Nu vă îmbătați de vin, asta e de străbălare. Din potrivă fiți plini de Duh. Doamne, lasă pe Duhul Sfânt peste noi. Avem nevoie de Duhul Sfânt, Cel care te capacitează, te înzestrează, îți dă putere, face lucrări prin mâinile tale, e Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor, de multe ori am spus, de cei ce vor crede, nu spune de păstori, de evangeliști, de misionari, oricine crede Dumnezeu Dumnezeul poate folosi. Dumnezeu a folosit copil de șapte ani să prorocească că ăsta e Dumnezeul nostru mare. Dumnezeu n are nevoie de diplomele tale, ci Duhul Domnului de biruință, măriță-i fie numele. Dragul meu frate și soră, cine va merge pentru noi? Păi Doamne, mi -i frică că eu n-am putere. N-ai putere? No, hai în seara asta la Duhul Sfânt să-ți dea Dumnezeu putere. Să toarne Duhul Sfânt în tine putere. Să-ți dea Dumnezeu har. Să-ți un foc în inimă și să-ți dea Dumnezeu capacitatea de evangelizare. Doamne ajută la aceasta! Nu știu dacă voi vreți, dar eu vreau din toată inima. Eu îmi doresc să fiu mai eficient în a evangeliza pe oameni. Dar nu teorie, nu fel de fel de explicații. A fi martor a învierii lui Isus Hristos. În casa mea au fost un copil bolnav, Domnul a vindecat. Soția mea a fost bolnavă, Dumnezeu a întins mâna și a vindecat. Eu am avut o criză, Dumnezeu mi-a vorbit prin prorocie exact, lăudat să fie Domnul. ăsta e Duhul Sfânt care vorbește. De aceea vă întreb încă o dată, care e ultima mărturie cu Duhul Sfânt? Că ultimul film poate îl cunoașteți, și titlul și actorii care au jucat. Dar care e ultima mărturie cu Duhul Sfânt? Care este ultima experiență care o poți spune palpabilă că l-ai văzut pe Duhul Sfânt în casa ta? Și dacă în carnețelul nostru avem numai lucruri lumești, Hai să-L ștergem în această seară și să începem să scriem lucrările Lui Dumnezeu, să ne lăudăm cu ele, că mare Dumnezeul nostru, lăudați să fie în numele. În al doilea rând, dragii mei, oamenii ăștia care au predicat Evanghelia, simpli, 8.000 de oameni, convertiți noi de-abia, au reușit să evangelizeze oameni și au avut randament în evangelizare, în mărturie, pentru că au avut o etică personală integră. Ascultați-mă foarte bine, au avut o etică personală integră. Și dacă vreau să vă spun, dacă ceva ne afectează evangelizarea în era în care noi trăim, este exact problema aceasta. Fapte capitolul 2 ne spune în ultimul verset un sumar a acestor oameni botezați cu Duhul Sfânt. Ascultați ce spune Biblia 47. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea cuvintele care sunt. Întregului Norod, dragii mei, să placi familiei tale greu uniori. Că și familia ta găsește norod în papură. Că ești prea deștept, că vorbești prea mult, că glumești prea tare, că ai răgăi la masă, că câte lucruri sunt în viața noastră. Dar să fi plăcut întregului norod. Gândiți-vă ce conduit aveau oamenii ăștia încât tot poporul să-i vorbească de bine. Stai, stai, că devine mai complicat. Întoarceți împreună cu mine în fapte în capitolul 20, 22, cu versetul 12. Și observați ce ne spune Biblia din cuvintele Apostolului Pavel. Mărturisia era acum cum s-a convertit el. Gândiți-vă că deja când vorbește Pavel, 22, deja fusese arestat de iudei. Iudeii erau tulburați de mânie, dacă puteau să-i omoare pe creștinii ăștia, i-ar fi călcat în picioare. Pe Ștefan deja îl uciseseră cu pietre. Pe Petru o scăpat ca prin urechile Iacului, prin minunea lui Dumnezeu din temniță. Pe Iacol l-o cu sabia. Dacă puteau să-i omoare pe toți, ar fi făcut-o. Și auziți ce spune versetul 12. Și a venit la mine un om numit Anania, un creștin proroc, bărbat temător de Dumnezeu, după lege, și auziți acum, și pe care toți iudeii care locuiesc în Damasc îl vorbeau de bine. Știți cum sună asta? Noi ca și pocăiți pentecostali, venind din contextul românesc, ortodox în special, copiii noștri nu înțeleg asta. Dar cei care sunt mai mari știți foarte bine. a numiți sectanți, ăia care vorbesc în limbi, tremurici și multe alte cuvinte înjositoare. Știți ce conduite aveau oamenii ăștia încât, dacă vreți, în comparație, penticostalii să fie vorbiți de bine de ortodoxi? Aia înseamnă. Adică așa o conduită de curată încât să nu-ți găsească de vină, să vrea să-ți găsească de vină și să nu găsească nimic. Dragii mei, eficacitatea evangelizării vine numai când ai o etică integră personală. Dacă n-ai etică integră personală, vai de tine! Era o cântare veche a lui Ioanid, dacă nu greșesc. Nu le spune despre Isus. Nu le spune despre Isus. Dacă viața ta nu coincide cu predica ta, nu le mai spune despre Isus. De ce să-i faci să și hulească pe Isus? Păi dacă Isus a tău te-a învățat să minți, să înșeli, să fur contracte, să nu plătești oameni la timp, să-ți bași joc de oameni, să-i bagi în cuvinte în jositoare, drag tânăr, să vorbești cu alt prieteni, să-ți bași joc de el, dragă tânără, să râzi de aia care nu-i în cercul tău. Dacă Isus a tău te-a învățat așa ceva, eu n-am nevoie de Isusul tău. Ăsta e răspunsul. Și cel mai dureros răspuns, Apostolul Pavel, cu urma acea durere a Apostolului Pavel, să spună, Fraților, din pricina voastră e hulit numele lui Dumnezeu între neamuri. Rușine să ne fie, spune Apostolul Pavel. Degeaba îl predici pe Iisus, că la noi în biserică lucrează două că se fac minuni, se vindecă bolnavi. Și când vede comportamentul, o să spună mă, nu face sens. Păi Dumnezeu pe păcătoși ne ascultă. Știi că noi în lume așa ceva nu facem ca voi? Știi că noi nu ne batem joc de oameni ca și voi? Știi că noi nu ne vorbim de rău ca și voi? Noi avem acea camaraderie care ne apărăm unul pe altul, dar voi vă vorbiți de rău între voi. Dragii mei, dacă vreți eficiență în evangelizare, trebuie o etică personală integră. Doamne ajută la aceasta! Adică știți ce înseamnă asta? Dacă te-ai pocăit, fi pocăit. Nu-i nimic mai rușine și mai trist și mai rău decât să fii un pocăit second hand. Nici pocăit nu ești din plin, nu te bucuri nici de Domnul, dar nici de lume nu te bucuri. Că e merg curvesc, beau, îmbată, joacă, fac de deci tot ce vor ei, că sunt lume. Tu n-ai voie, tu răvnești, dar nu le faci. Am apocăit din toată inima, nici nu ești, că e prea grea pocăința. Și stai așa, balansându-te între cele două, vine Domnul și te toată viața. Ce trist, dacă ne pocăim. Hai să ne pocăim din toată inima. Și Dumnezeu să ne folosească, să evangelizăm pe oameni, dragii mei, un comportament integru care nu se poate știrbi. Asta înseamnă să ai eficacitate, randament în evangelizare. În al treilea rând, dragii mei, dacă vrem să avem randament în evangelizare, îi nevoie să avem relații interpersonale extraordinar de bune. Asta înseamnă să avem o conduită interpersonală corectă. În fapte, în capitolul 4, ni se spune despre cum trăiau acești creștini din Biserica Nouă Primară. Mulțimea celor ce crezuse erau o inimă și un suflet. Fapte 4 cu 32. Nici unul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci toate aveau de oște. Auzi? Vezi, hai să vezi ce mașină mi-am cumpărat. Uite, clic, clic. Dacă da pe remote, vine singură sub carport. Ai văzut? Tu ce ai? Ăă, ce mașină veche ai? ai și rust, trebuia să mergi, ei au și scârție, frânele când mergi, uite la mine ce mașină am. Vezi? Nimeni nu spunea că ce are ale lui, că dacă avem ceva, îți harul Dumnezeu. Eclesiastul spune, dacă a dat Dumnezeu cuiva bogăție, nu e, nu -i un păcat să ai bogăție. Dacă ți-o dat-o Dumnezeu, laudă-l pe Dumnezeu că El e dătătorul. Și dacă Dumnezeu nu ți-o dat laudă-l pe Dumnezeu că știe mai bine Dumnezeu ce nu ți-o dat-o. Spune astfel, apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus. Încă o dată, vedeți? Nu spune că făceau teorie. Mărturiseau că Isus e viu. Și un mare har era peste toți. Căci nu era nici unul printre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau o goare sau casă le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor, apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Multă vreme în urmă se spunea că la pocăiți bine. Că dacă vii la pocăiți îți fac casă. Așa știau toți frații, nu? Așa oamenii știau. Bă, pocăiți-ți fac asta, Dacă te pocăiești, să-ți da pocăiți și bani, și vacă, și lapte, și ce ai nevoie, că pocăiți buni. Dragii mei, asta înseamnă că în lumea se uită afară la noi, va trebui să vadă că noi, între noi, ne înțelegem foarte bine. Dar nu așa de ochii oamenilor. Cu adevărat să ne înțelegem foarte bine. Adică durerea unuia este durerea noastră a tuturora. Apostolul Petru stă închis în temniță. Era păzit bine între ostași. Și biserica ce făcea, dragii mei? Că dacă Petru era pentecostal, român și făcea biserica, făceam sfat frățesc. Bă, Petru ăsta n-are minte. Păi dar știu că eu spus să nu meargă. Cine l-a pus să evanghelizeze și el? tocmai acolo, la curtea împăratului. Na, minte, Petre. Na, dar auzi, știu că l-am văzut pe Petru cu Iacov, discutau împreună și mi se pare că abordă. era cam, cam, flegmatic Petru ăsta, nu știu. Domnul să aibă, nu, nu-l judecăm, dar Domnul să aibă milă de el. Dragii mei, Petru era închis în temniță și biserica se ruga pentru el. Atât a s-a rugat biserica, până a venit Petru înapoi la ei, eliberat. Asta înseamnă să simți împreună cu biserica. Dragii mei, mai simțim noi, avem noi astfel de simțăminte unii față de alții, ne judecăm între noi, ne vorbim de rău și cel mai trist, ne vorbim la ei de afară. Și când ei de afară vor să vină înăuntru la noi, spun, bă, dacă, dacă între voi atâta mâncărime, ei, pe mi, mi frică să vină între voi. Dragii mei, vreți randament în evangelizare? Hai să ne iubim din toată inima. Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei. Nu dacă aveți bani mulți, nu dacă faceți biserici mari, nu dacă predicați tare și cântați foarte frumos. Dacă veți avea dragoste, unii pentru alții. Doamne, de nedragoste dragoste din partea ta. Nu uitați, dragostea vine la pachet cu Duhul Sfânt. Dacă ești plin de Duhul Sfânt, mai lăuda cu vorbirea limbi. Să se vadă roada Duhului Sfânt. Dragoste, bucurie, pace, bunătate, de lungă răbdare, înfrânarea poftelor, frate, nu pot. Mă, dacă ești botezat cu Duhul Sfânt, poți. Dar mi greu. Păi sigur, mă, dar înfrânarea poftelor vine din Duhul Sfânt. Măriți să fie în numele Domnului. Ne trebuie putere din partea lui Dumnezeu, dragii mei. Și în al patrulea rând, randamentul lor venea din focul lăuntric pentru evangelizare. În fapte, în capitolul 5, zic apostolii, judecați voi dacă se cade să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Mă, e născut Dumnezeu din noi. L-am văzut pe Iisus cel înviat. În casa noastră o vindecat Dumnezeu. Ne-au răspuns în biserică. Ne-au făcut mari minuni. Cum să nu zic la alții despre Dumnezeu? Păi dacă toată lumea merge în iad, dacă ai înțelege ce înseamnă că un suflet merge în iad, n-ai mai dormi noaptea în pat. Nu că ca de economia, interesul sus, banca canadiană, vai de capul ei. Nu, nu, nu de astea. N-ai mai dormim de groaza faptului că merg oameni în iad. Te mai arde că merg alții în iad? Că merg copiii noștri în iad și nu ne doare. Nu postim, nu ne rugăm, să postească alții, să roage alții pentru ei. Dragii mei, focul lăuntric de evangelizare derivă din lucrarea Duhului Sfânt, care ne mână să mărturisim pe Dumnezeu. Și Duhul și Măria să zic, vino. Și cine audă să zică, vino. Și celui ce este sete să vină să bea din ava vieții. Doamne, fă să strigăm vino la oamenii din jurul nostru. Să vină la Sfânta Pocăință. Cine va merge pentru noi să evangelizeze? persoana care a gustat din izvorul vieții. Persoana care simte bucuria mântuirii. Persoana care a avut o minte noită de Dumnezeu și a care apetitul sunt schimbate cu mintea numai la Dumnezeu. Persoana care se vede de responsabilă maxim de alte suflete. Ăla va merge pentru Dumnezeu. Și vă arăt cel mai pragmatic exemplu din Biblie, ce înseamnă să evangelizezi. Noi așteptăm și ne rugăm să facă Dumnezeu minuni. Noi rugăm aici și Dumnezeu să ia pe sus pe oameni așa cu o tornadă mare să cadă direct în biserica noastră. Nu se întâmplă așa. Dumnezeu vrea ca tu să spui colegului tău de la lucru, prietenului tău, românului care vecin cu tine, că Dumnezeu tău e viu. Și cuvântul ăla îi -a ajuns să-i miște inima. Mă, eu am auzit de la tine numai lucruri mari de biserica ta. Eu vreau să vin cei în biserica asta voastră. Și ăla vine. Și Dumnezeu aici poate schimba inima. Asta înseamnă să evangelizezi. Evangelizarea cea mai eficientă nu e pe stadioane, nu că suntem împotrivă, are și ea rolul ei, dar evangelizarea cea mai eficientă e om la om, chemând pe om la Dumnezeu. Ioan, capitolul 4. Domnul Hristos vorbește cu o femeie la fântână. Strică convenție dar că nici măcar nu avea voie, nu era permis așa ceva. Mai mult era samaritiancă. Iisus discută cu ea, îi descoperă tainele inimii ei, și femeia asta fuge în sat și auziți ce spune. Veniți să te vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Oare nu este el Hristosul? Acum eu vă întreb, ce evangelizare a putut să facă femeia asta? Nu a spus, l-am găsit pe Hristos, aleluia! O zis, am găsit un om care mi-a prorocit toată viața mea. Nu știu cine e, nu sigură. Dar din ce auzeam și eu de când am copil odată, se vorbea despre un Mesia. Oare nu e ăsta Mesia ăla? Noi azi avem certitudinea că ăsta e Isus cel înviat care lucrează. Dar ea nu știe asta. i a avut îndoiel că ar fi, dar atâta cât o știut, o spus. Și ne spune Biblia că pe când au venit ucenicii, a venit o mulțime din sat. De ce au venit mulțimea aceea? Din pricina mărturisirii femeii. Din pricina faptului că ea a spus ce a văzut. După care spun, acum nu mai credem pentru că ne-ai spus tu. Credem că l-am întâlnit noi și ăsta e cu adevărat Hristosul lui Dumnezeu. Asta înseamnă evangelizare. Nu vi se pare ciudat că tocmai asta spune femeie Iisus? Femeie, dacă mi-ai cere mie, ți-aș da să bei apă vie și apa care o dau eu te duce în viața veșnică. Nu e asta de fapt Apocalipsa 22 cu 17? Și cine este sete să vină și să bea din apa vieții care o dă Dumnezeu. Iubitul meu frate și soră din Kitchener, nu te-a chemat Dumnezeu să fii teolog, măcar că scopul tău în adunare e să înveți din cuvântul lui Dumnezeu. De aceea spun deseori și mi-aș dori să văd această practică. Veniți cu Biblia la biserică, dragii mei. Nu o lăsați în bancă, luați-o acasă cu dumneavoastră. Studiați dacă ce s-a predicat aici e chiar cuvântul lui Dumnezeu. Nu ne supărăm nici unul dacă verificați cuvântul. Ca și prorocia, verificați predica. Mă, scrie în Biblie ce o zis să nu scrie în Biblie. Verificați cuvântul. Citiți cuvântul lui Dumnezeu. Veniți la biserică cu el și când se predică, se spune un verset, deschideți Biblia, vedeți-l cu ochii dumneavoastră. Cumpărați-vă un carnețel, 5 dolari, 2 dolari la dollar store costă și un pic, și mai ieftin. Și veniți cu el la biserică și notați-vă ce se spune ca să aveți acele explicații mai departe când vă fi întrebați. Că de multe ori, predici care au fost menite să întărească biserica n-au fost primite pentru că n-au fost ascultate atent. Capacitatea noastră de reținere așa de minimală, mai ales cât avem noi în cap în ziua de azi, Dragii mei, veniți pregătiți să învățați cuvântul lui Dumnezeu, Doamne ajută la aceasta! Aici nu avem cum să vă ajutăm decât să vă rugăm din toată inima, capabil, faceți ce vă spunem, ca să puteți crește spre mântuire. Și apoi când ieșiți afară, nu vă cere nimic altceva Dumnezeu decât să fiți martori. Am văzut, am auzit, ni s-a spus și am pipăit cu mâna noastră. Isus e viu. Dacă ai alte întrebări și vrei să afli mai mult. Hai la biserică, credul la păstorul meu. Să-ți explic ăla, că eu nu știu cum e cu asta. Eu știu numai că l-am văzut pe Dumnezeu și Dumnezeu meu e viu. Și într-o zi mărturia asta ta va schimba inima oamenilor. Într-o zi vor veni oameni în biserică care vor spune din cauza lui bătrânul, sau lui sora, sau lui fratele, sau copilul ăla care mi a zis de Dumnezeu, de-aia am venit aici, că Dumnezeu m-a chemat prin el. Asta e lucrarea mărturisirii și a evangelizării. Și dacă celelalte elemente sunt acolo, vei avea randament în evangelizare. Te cheamă Dumnezeu să fii doar un martor. Cine va merge pentru noi? Încă se strigă întrebare din cer. Cine va merge pentru noi? Societatea canadiană e deplorabilă, e căzută în păcat, glorifică homosexualitatea, avortul, divorțul, tot ce e păcătos, drogurile, beția, toate sunt glorificate. Și noi spunem, ferească Dumnezeu, ne împachetăm plecăm în România. Dragii mei, hai să evangelizăm. Că dacă ne punem pe evangelizare, Dumnezeu va trezi oamenii la pocăință. Și în ziua când se va întoarce Domnul Hristos, ce va face? Îți va aduce o răsplată pentru tot ce ai făcut. Pentru fiecare mărturie, pentru fiecare cuvânt, pentru fiecare exclamație făcută. Dumnezeu te va răsplăti. Cine va merge pentru noi? Și eu am răspuns, Iată-mă! Trimite-mă! Doamne, ajută-mă în aceasta! Amin!